peste tot acasă, porțile mi se deschid. Nu e echipă mai frumoasă și iubită ca Rapid. Rapid, Rapid, luptă dacă ne iubești. Rapid, Rapid, hai de hai. Salutare, rapidiști! Din păcate, meciul de la Ploiești-Chindia Rapid se termină doar 2-2, ceea ce la pauză părea să fie o misiune ușoară pentru noi. Chindia cu doi oameni mai puțin s-a transformat într-un episod nebun de uitat din istoria Rapidului. A deschis scorul Chindia, am reușit să egalăm, Chindia a reușit să marcheze din noi, a făcut 2-1. Iar pe final am reușit din nou egalarea printr-un gol reușit de marocanul Marzouk. Asta este, e complicat, ar fi multe de spus, dar sunt complicate de zis. Comentăm partida acum la final cu Andrei Ciolacu, pe care îl avem în direct alături de noi. Te salut, Andrei! Salut, îmi pare bine să te văd, chiar dacă seara asta e așa de dureroasă, chiar dacă, iată, am luat un punct din acest meci pe care trebuia să-l câștigăm. Cum ai văzut tu partida? Cum ai simțit tu această repriză, secundă mai mult? Că despre prima repriză n-ar fi foarte multe de zis. Aș spune că nu este o partidă de nerecunoscut pentru toți rapidiștii. De-a lungul istoriei ne-am confruntat cu astfel de partide, cu astfel de surprize, să zic eu, mai puțin plăcute. Întâmplarea a făcut să văd meciul cu încă un coleg de echipă, căruia am vrut să-i arăt cine se înseamnă Rapidul. I-am povestit foarte multe despre echipa mea de suflet. Și chiar îi spuneam că și atunci când vor fi doi jucători în plus, să nu fii sigur cu Rapidul, pentru că este o echipă care te duce de la agonie la extaz. Sincer, am crezut că o să revenim după acel gol de 1-0. M-am văzut 1-1 și chiar mă așteptam să câștigăm meciul apoi. Apoi a venit acel gol Rapid de 2-1 și m-a intervenit o ușoară disperare, din păcate. M-am văzut multe șuturi de la distanță, în condițiile în care eram cu doi jucători în plus și la fel, multe mingi aruncate în careu, timpul trecea în defavoarea noastră și din păcate s-a reușit doar un egal. Un egal, cred eu, nemeritat, ca să spun părerea mea sinceră, pentru că cred că a văzut toată lumea că a fost un gol din offside. Nu este timpul de a ne plânge, trebuie să se strângă rândurile și să se meargă mai departe, să se corecteze unde s-a greșit și până la urmă este un punct și Rapid încă este acolo sus. Pentru că dacă am fi întrebat înainte de startul ligii întâi, dacă după, iată, un tur de campionat și acum începutul returului, Rapid se va afla pe poziție de play-off, oricine și-ar fi dorit asta în orice circunstanță. Da, clar, trebuie să vedem în continuare partea plină a paharului. Oricât de mult am zice această replică în ultima perioadă când au tot apărut, de fapt, sincope în jocul echipei. Dureros e că, da, ok, ai doi oameni în plus, poate apărea în fotbal o situație ca aceea, ca echipa cu doi oameni în minus să marcheze gol. Te-ai dus all-in pe faza de atac, apare o eroare și te prinde, marchează Neguț după o fază, nu știu cum să zic, de cascadorii râsului, poate. Foarte multe erori au apărut în joc. Mai apoi, din nou, Daniel Florea, la fel. Dacă prima dată se poate... Spune. Un stadion Petrolul unde avem o amintire nu foarte îndepărtată. La un meci, cred eu, nu mai țin minte dacă a fost meci de Liga a doua sau meci de Cupa României, unde la fel am avut doi oameni în plus și a fost acea fază cu penalturile ratate. Da. A fost faza aceea cu Popa, portarul de astăzi al voluntarului, când a apărat de două ori, dar nu
ținuse piciorul pe linia. Un meci pe care, de data aceea, Rapid a avut oamenii eliminați. Da, da, Rapid a jucat în stadion în rezervă astfel de meci. Da, da. Asta voiam să te întreb. Ok, dacă apare prima eroare într-o situație de genul acesta, poți să o înțelegi. Cum, de ce crezi că mai apare și o a doua eroare? O, din nou, continui în stângăcii, ca să zic așa. Din disperare, Cum am spus, a intervenit în disperarea, deși în momentul când ai în echipă jucători cu experiență, te aștepți poate un pic să tempereze și să gestioneze altfel astfel de momente. Acum, este ușor de vorbit din afară. Eu consider că jucătorii din teren au simțit că pot obține mai mult de la acest meci, doar că cred eu că a fost puțină precipitare pe faza de atac. Cum am spus, și timpul trecea în defavoarea echipei, dar la fel se putea exploata mai bine, cel puțin benzile terenului, unde tot timpul era superioritar. Iar apoi Chindia, bineînțeles, o echipă care s-a așezat pe două linii și nu a mai contat foarte mult în atac, doar pe acele contraatacuri 1 contra 5 și iată că o singură dată a fost nevoie să rămână mingea cu noroc, dar aș spune că ei până la urmă și-au jucat șansa și cred că au toate drepturile, toate motivele Chindia să fie nemulțumiți pentru acest egal. Deși o echipă cu doi oameni eliminați ar spune că e un rezultat. Da, din păcate am văzut destul de clar că la golul reușit de Marzuc a fost offside. Nu e nimic de zis. Au de comentat probabil și la a doua eliminare, destul de ușor acordat cartonașul, al doilea cartonaș. Au multe motive să fie nemulțumiți, dar noi avem mai multe motive să fim nemulțumiți, pentru că așteptările erau foarte mari. Golul egalizator a venit după o fază frumoasă, golul lui Rareș Ilie, golul de 1-1. O fază așa cum trebuie să o joci în momentul în care ai o astfel de superioritate cu doi oameni în plus. Dar n-am mai văzut o fază de genul acesta. Foarte multe mingi aruncate într-un careu suprapopulat, spuneai și tu, foarte multe șuturi de la distanță, exagerat de multe șuturi de la distanță. Blocaj foarte mult. Exact. N-am căutat să desfacem defensiva celor de la Chindia. Mă gândeam în timpul meciului, când vedeam că suntem neputințioși să facem ceva, mi-aduceam aminte de meciul pe care l-am avut cu Universitatea Craiova pe arena națională, când noi am jucat atunci cu un om în mai puțin o repriză și ceva, și Craiova n-a abuzat de aceste centrări, a plimbat mult mingea pentru a căuta spațiul liber pentru a scoate oameni din joc și le-a reușit până la urmă. Ok, și cu ceva noroc la ei atunci, dar așa trebuie să joci în momentul în care ai om în plus sau oameni în plus. Jucătorii parcă n-au reușit să gestioneze. Crezi că, nu știu, tensiunea a fost prea puternică acolo în teren? Ce tensiune, să ne vorbim la un meci jucat fără spectatori? Deja jucătorii au luat pulsul ligii întâi. Nu cred că mai este vorba de tensiune. Pur și simplu a fost, cred că, disperare cuvântul care ar descrie cel mai bine. Disperarea de a reveni, probabil și o ușoară relaxare, mă gândesc eu, în momentul când au văzut că sunt deja cu doi oameni în plus. Și surprinși de acel gol, au fost apoi disperat să revină repede. Eu chiar am simțit că după golul de 1-1 va veni cu siguranță golul de 2-1 pentru Rapid, 3-1 apoi. Pentru că cu siguranță Chindia nu avea forța să mai conteze în atac. Efectiv, din momentul în care au rămas greu în minus, cred că și-au luat gândul de la orice speranță de a mai înscrie. Dar a venit acea fază și, din păcate, la fel cum istoria Rapidului se confundă cu astfel de momente, mai adăugăm încă o pagină în cartea aceasta a rapidiștilor. Dar, da, din păcate, ne-am născut cu umbra asta deasupra capului. Noi rapidiștii, nu se schimbă generațiile de aproape 100 de ani
din istoria Rapidului s-au schimbat atâtea generații și meteahna asta de a da cu bâta în baltă atunci când n-ai avea de ce, când parcă ți s-au aliniat toate planetele să-ți meargă bine. Repet, s-au schimbat atâtea generații și în continuare se întâmplă astfel de meciuri. Nu știu ce ar trebui să facem, să rupem ghinionul ăsta, nu știu, habar n-am cum e. Da. Poate sperăm că într-o zi se vor întoarce. Da, evident. Oricât de greu n-ar fi, cu speranța trebuie să rămânem. Da, trebuie să ne uităm totuși unde se află echipa în momentul de față și dacă privim și partea plină a paharului, suntem pe o poziție favorabilă. Trebuie doar... E bine să ai ocazia de a corecta lucrurile care nu au fost bune, fiind pe o poziție confortabilă. Pentru că mai rău era să ne aflăm în subsolul clasamentului și să avem lucrurile. Da, dacă eram undeva în partea a doua a clasamentului și venea un episod că ăsta chiar venea un ghiozdan greu în spate de dus. Asta voiam să te întreb. Suporterii sunt cu siguranță furioși, nu supărați după un astfel de meci și au toate motivele să fie. Dar mai important de atât, sunt curios cum se simte un jucător în momentul ăsta. Cât de mult te trage în spate un episod de genul acesta pe viitor, mă refer. Evident, într-o seară în care lucrurile nu-ți merg, ești supărat, dar poate a doua zi te trezești, ești bine, te gândești mai departe. Dar seara asta e un pic diferită față de o înfrângere oarecare sau după un meci pe care l-ai terminat la egalitate după ce ai condus. Cu siguranță. Și acum, ca să-ți răspund la întrebare, un jucător de la Rapid se simte altfel față de un jucător de la altă echipă, pentru că știe... Că joacă și pentru suporteri și sunt alte așteptări față de un jucător de la altă echipă. Cu siguranță simt frustrare în momentul de față pentru că nu au putut scoate mai mult de la acest meci. Dar eu cred că suporterii vor susține necondiționat echipa. M-au deranjat și pe mine din afară să văd unele acuze de meciuri trucate sau... Cred că și pe jucătorii au deranjat aceste acuze și sper să nu fie cazul și la acest meci să apară aceste discuții. Iar mai departe, cum am spus, este bine că încă se află în poziție favorabilă și pot corecta ceea ce au greșit de la meciurile următoare. Iar de altfel, în fotbal am o vorbă, mai bine să poți învăța lecții când faci egal sau când câștigi, decât atunci când pierzi. Cele mai multe lecții se învață la înfrângere, dar s-a putut evita această înfrângere în această seară și totul s-a luat un punct și altfel abordez următoarele meciuri. Pentru că la final fiecare punct va conta. Și sper eu ca Rapidul să prindă play-off. Pentru că este un obiectiv realizat. Chiar dacă, ok, sunt de acord cu afirmația celor din conducere că principalul obiectiv este salvarea de la retrogradare, dar, bineînțeles, accederea în play-off poate însemna îndeplinirea obiectivului mai repede. Da, corect. Un loc de ocupare, un loc de play-off la finalul sezonului regulat înseamnă salvarea de la retrogradare. Mă gândeam acum, în toată nebunia asta de meci, e al treilea rezultat de 2-2 al Rapidului în deplasare. Toate aceste trei rezultate de 2-2 obținute după meciuri nebune, ar zice. La UTA și la Sepsi am condus și s-a terminat 2-2. Astăzi, când am avut doi oameni în plus și părea că e un meci ușor, s-a terminat 2-2. E absolut incredibil. Plus, meciul de acum două săptămâni de la Clinceni și acela de interzis cardiacilor, cum se zice. Nu, da. Parcă ghinioanele astea nu se mai termină. N-aș vrea să numesc ghinion, pentru că până la urmă ceea ce faci pe teren este consecința muncii pe care o depui în spatele reflectoarelor. Da, nu ghinion, e cel mai potrivit cuvânt, așa e. Exact. Da, Rapidul până la urmă
trebuie să strângă rândurile, nu trebuie să se facă tragedie din acest semi-eșec, dacă putem numi așa în condițiile date. Și, cum am spus, nu este timp foarte mult până la următorul meci. Putem pune, deși nu sunt adept să caut aceste scuze, această prestație și pe seama pauzei datorate naționale, pauzei competiționale datorate meciurilor echipelor naționale. Dar, cum am spus, nu este timp pentru a ne plânge și trebuie deja acordată apărarea. Hai să ascultăm o primă reacție de acolo, de la Ploiești. Sărbătoritul nu fericit, sunt convins, de astăzi, Saifedean Alamie a venit la interviu. Îl ascultăm și revenim în direct. Ala, în primul rând, la mulți ani. Mulțumesc, mulțumesc. N-a fost o zi foarte reușită. Am fi putut câștiga acest meci, din păcate, doar 2 la 2. Da, a fost un meci. Am încercat până la final, am dat tot ce am avut și asta se întâmplă la fotbal. El a ajuns de câteva ore și a dat gol și noi am jucat cu 2 oameni în plus și asta se întâmplă. Am încercat. Am mai jucat până acum cu 2 oameni în plus. Nu, am jucat cu 2 minus aici, la Petrolul, cu Rapid Petrolul, acum 2 ani, ma niciodată. Ce crezi că n-a mers? De ce n-am putut să desfacem jocul cu galbenor? La a doua repriză nu am avut și noroc că s-a intrat în mingea și ea i-a avut două ocazii, a dat două gol și a fost și după foarte greu. Avem o săptămână la dispoziție, urmează un meci pe teren propriu cu CS Mioveni. Cum vezi această partidă? Noi, cum suntem aici, o echipă și mergem săptămână pe săptămână, meci fiecare meci, și încercăm să facem tot ce posibil să câștigăm meci. Ok, mersi frumos. Ia ziceți, vă fac frumos? Barba. Punem spumă, radem ușor, masăm bine. V-aș pierde puțin aici. Pariază pe super pasiunea ta. Da, Moise a jucat doar 40 de minute. Moise, îmi cer scuze, Alame a jucat doar 40 de minute astăzi de ziua lui. Mă gândeam, de obicei mai merg scuzele astea, că ei au avut două ocazii și au dat două goluri, dar într-un meci ca ăsta prea mai contează cum, ce s-a întâmplat. La tine n-au mers lucrurile, da. Mă rog. Dacă nu înainte, am mai avut ocazie să scriu portarul. În prima repriză, când aveau doar, pune în ghilimele, doar un om în plus. Atunci ne-a scăpat moldovan și mi-aduceam aminte de meciul pe care l-am văzut împreună pe arena națională. Chiar și eu mi-aduceam aminte că ultima oară când am fost aici a fost tot la meciul cu India, când la fel Florea s-a dat singur pe arena. Fericire, la fel ca și acum, nu am marcat, dar atunci din fericire a câștigat rapid. Da, lui Horațiu Moldovan chiar nu are cine să-i reproșeze, bă, absolut nimic. E în continuare un portar extrem de bun și desigur ne-a salvat când a putut, la celelalte două faze n-a avut ce să mai facă. Ce voiam să te mai întreb, sunt convins că acum suporterii sunt, cum spuneam, furioși și îndreaptă supărarea și spre Iosif. Crezi că ar trebui să facă asta? Crezi că n-ar trebui? Suporterii Rapidului, în momentul de față, sunt ultimii care ar trebui trași la răspundere dacă procedează bine sau nu. Eu am spus că singura greșeală pe care ar face-o ar fi aceea de a acuza jucătorii de anumite practici necurate. Pentru că eu refuz aceste lucruri, mai ales când ai figuri emblematice în lotul Rapidului și la fel și în conducerea. Suporterii, cum am spus, au mai trecut prin astfel de momente, mai puțin plăcute, și trebuie să rămână alături de echipă, să o susțină necondiționat, pentru că, la fel mă repet, dacă am fi spus cuiva după un tur de campionat echipa să stea într-o astfel de poziție, cu toții ar fi acceptat să treacă și prin iad, cum ar fi acest meci, dar la final să se situeze pe un loc onorabil.
Desigur, ne gândim că se putea mai bine de atât, dar hai să ne gândim că se putea și mai bine. A, important e ca peste luni, când sperăm că vom fi bine, să ne aducem aminte amuzați, așa cum ne aducem aminte de toate episoadele de nebunie, de acesta e rapidul din Giulești, iubește-l și să nebunești. Să ne aducem aminte și de acest episod ca de unul din acele episoade, dar totuși să fim într-o poziție de care suntem mulțumiți. Hai să mai ascultăm un interviu. Horațiu Moldovan, că tot vorbeam un pic mai devreme despre el și revenim înapoi. Orațiu, o seară tristă, am luat un punct, dar puteam să luăm toate cele trei puncte. Cum? Da, într-adevăr, e o seară rușinoasă pentru noi. Cu totul că am luat un punct, nu ne puteam permite să nu câștigăm cu doi oameni mai mult. Ce crezi că n-a mers? După pauză, sau ce v-a spus Mițo la pauză? Ne-a spus un lucru și noi am făcut total opus. După cum se vede, nu a respectat ceea ce ni s-a spus, dar nu pot vorbi acum la cald. Probabil o să avem o analiză mâine și o să vorbim ca bărbați, cum se spune. Din punctul tău de vedere, golurile cum au fost? Acum nu am apucat să le revăd. Probabil o să mă uit, dar văzându-le din teren, cred că au fost greu de scos, singur cu mine de două. Urmează meciul cu Mioveni. Avem 7 zile la dispoziție în care să ne refacem. Cum vezi această partidă? Cred că, după cum vedeți, orice partidă e la fel de dificilă, oricine poate bate pe oricine. Sperăm să ne revenim după acest semi-eșec și să luăm cele 3 puncte. Ok, mersi. Aqua City, izvorul casei tale. Cred că am primit, Andrei, răspunsul la discuția noastră de mai devreme legată de centrări și șuturi de la distanță. Cu siguranță, Mihai Iosif nu le-a zis la pauză asta jucătorilor: șutați cât mai mult de la distanță. Aruncați mingea în careu acolo unde e multă lume. N-a putut Horațiu să ne zică exact ce s-a discutat la pauză, dar e clar că lucrurile n-au mers așa cum au fost planificate, că ar fi și bine altfel. Până ne mai vine încă un interviu de acolo, de la Ploiești, vreau să te întreb pe tine, cum e în Malta, cum e atmosfera de acolo, cum îți merge, te-ai acomodat cu fotbalul de acolo? Sigur, am deja 2 luni de când m-am alăturat echipei, echipa cea mai titrată din Malta. A jucat chiar și anul trecut, dacă din suporter țin minte, preliminariile Champions League de Fortuna Cluj, un meci câștigat greu de 5 la Cefalen, deja cu 0-0 la pauză, cu 2-0 final, cu un gol marcat și în minut. M-am acomodat bine, în special ultimele meciuri, traversez o formă foarte bună. 2 goluri în meciuri oficiale. Da. 2 goluri în meciuri, în ultimele 2 meciuri oficiale și Uite, chiar acum 4 îl vedem pe goluri. unul dintre ele, să știi. Da, deci asta a fost primul gol pe care și apoi sunt 2 meciuri amicale, la fel am spus, am oferit și câteva asisturi. Merge din ce în ce mai bine. Obiectivul este câștigarea campionatului sau clasarea pe unul din primele 3 locuri, care automat ne va oferi un loc în cupele Cupele europene, vrei să dai peste Rapid la anul în, nu știu, Conference League, Europa League? europene. Hai că Bineînțeles ar ar fi o fi. poveste interesantă. Păi, mi s-a mai întâmplat odată cu Craiova să dau peste Rapid și nu prea ieși bine pentru Rapid, dar nu, sincer n-aș vrea. Aș vrea să se califice și Rapid în cupele europene și să aibă un parcurs cât mai lung. Dar acum e devreme să vorbim de acest Rapid. Rapidul anunța că are alte obiective, tot ce va fi peste acel obiectiv va fi un bonus. Depinde de echipa la care ne acum, din start,
este acest obiectiv de a câștiga campionatul sau clasarea în primul. Da, nu voiam să continui discuția asta, pentru că sunt convins că nu e locul pentru asta în seara asta. Am vrut doar așa să fac o mică paranteză. Suporterii nici măcar nu vor să audă de cupe europene. Nervii sunt întinși la maxim. Dar e bine să ne gândim totuși la lucruri bune, chiar și atunci când îți e greu. Cu siguranță. Cum vreau să spun și atunci, poate unii suporteri au fost un pic vițătorii cu acest început foarte bun de campionat al Rapidului și de acolo poate și ați fost supărare în unele momente în care echipa nu joacă cel mai bun fotbal sau face un egal. Până la urmă, să nu uităm de unde a venit Rapidul, din ce postură a intrat în Liga 1 și care este adevăratul obiectiv. Deși, cum am spus, te face să fii puțin visător în parcurs, mai ales o victorie cu CFR Cluj în ultimul meci. De aceea vin, asta este Rapidul, asta vorbeam și cu colegul care am urmărit meci. Spuneam, uite, a bătut pe CFR Cluj, pe care voi, mă rog, actuala mea echipă a contat-o, inclusiv colegul meu a jucat în acel meci și era foarte surprins de CFR Cluj. Iar apoi i-am spus, vezi că Rapidul a bătut CFR Cluj, dar la fel cum a bătut CFR Cluj etapa trecută, dacă nu mă înșel, poate acum cu chimia și cu doamne Cluj să facă surpriză. Trebuie da. Să te aștept la urmă. Din păcate asta e o constanță, rezultate și evoluție. Și aia la fotbal, momentele grele, în momentul în care faci un meci prost, uiți de meciurile bune, victoriile cu FCSB, CFR Cluj, Botoșani. Oricum, ăsta e paradoxul Rapidului. Joacă extrem de bine cu echipele mari și în momentul în care e favorită, să zicem așa cum, hai dacă nu la începutul meciului nu era, la pauză sigur era favorită Rapidul, atunci lucrurile nu mai ies așa cum trebuie. La un moment dat, probabil, sperăm că se va echilibra balanța și va apărea acea constanță despre care spuneai, care e extrem de importantă în fotbal și care, din păcate, nu doar la Rapid, în România lipsește în general așa la toate echipele. Da, lipsește Rapidului să câștige un campionat în ultimul minut sau să obțină o calificare în Cupa Europeană, la fel, pentru că pe partea cealaltă le-a pierdut. A pierdut un campionat cu un gol la Craiova și la fel a pierdut calificări în cupele europene, bine în capul meciului cu Iași. Da, poate așa s-ar sparge ghinionul ăla. Deci trebuie să se întoarcă o dată acest lucru. Să sperăm că se va întâmpla cât mai curând. Hai să mergem din nou la Ploiești pentru încă un interviu și ultimul, Romario Moise. Romario, o seară grea pentru noi. Am avut ocazia să luăm cele 3 puncte. Din păcate, ne întoarcem cu un singur punct acasă. Cum a fost meciul? Da, din păcate, așa e, cum spui tu. O seară grea, o seară amară. Bine că măcar am luat un punct și că a fost foarte greu să marcăm, ținând cont că ei se apărau cu toți cei 8 jucători de câmp în aproape de 16 metri. Că e foarte dificil să marchezi când se apără în felul acesta. Trebuie să vedem unde am greșit, să analizăm, să facem lucrurile altfel, să pe viitor să nu se mai repete acest lucru. Crezi că a fost și lipsă de concentrare? Am luat golul 2 imediat după ce am marcat noi? Nu neapărat lipsă de concentrare. Nu, cred că toată lumea vrea să câștige, toată lumea e concentrată când intră pe teren și așa pot să spun și despre mine că a fost o concentrare că am ratat, dar îți dai seama că și eu am vrut să dau gol și toată lumea vrea să facă ce e mai bine pentru a câștiga echipa cele 3 puncte. Din păcate ne încurcăm, avem ghinionul acesta și când toată lumea crede că este mai ușor, din păcate pentru Rapid este greu și trebuie să vedem, să analizăm și să trecem o dată pentru totdeauna peste chestia asta. Mergem peste o săptămână
la Giurgiu, jucăm acasă cu Mioveni, acasă. Da. Cum vezi această partidă? Da, din păcate ne afectează și cred că și lucrul acesta, pentru că nu avem o casa noastră și abia așteptăm să jucăm la noi acasă. O să fie un meci dificil, ca și acesta. Sunt două echipe asemănătoare și sper să învățăm foarte multe lucruri din meciul acesta și să luăm cele 3 puncte. Crezi că dacă era situația asta cu 2 jucători în plus și cu tribunele pline, altfel ar fi fost rezultatul? Mă gândesc, pentru că ne ajută foarte mult. Avem al 12-lea un pe teren și atunci cu siguranță și adversarilor este puțin teamă sau vorba aia, există mai multă presiune și peste ei. Mersi. Mersi. Hai să pariem pe bine, să fim cu toții o super echipă. Hai să nu renunțăm după atâta super efort. Hai să fim super atenți, hai să respectăm regulile, hai să trăim cu inima. Hai să super credem în șansa noastră și să muncim pentru ea. Hai să super luptăm pentru milioane de români. Hai să fim responsabili, hai să ne super implicăm. Hai să câștigăm acest meci dificil. Români, hai să fim super! Superbet, împreună suntem super! Da, dacă e vreo veste bună în seara asta e că în curând vor reveni suporterii pe stadioane. Chiar, Andrei, în Malta se joacă cu spectatori? Da. Nu a fost niciodată această discuție de ce interzice suporterii aici, pentru că rata de vaccinare este foarte mare, dacă nu mai înșel 96% din populație vaccinată. Iar la fel pentru a intra în Malta, ca turist, trebuie să fii vaccinat sau obligatoriu de face carantină. E o discuție care nu cred că are neapărat foarte mare importanță, dar crezi că dacă erau suporteri în seara asta în tribune, această repriză a doua ar fi arătat altfel? Discutăm supoziții, evident, dar... Da, teoretic da. Cred eu că și practic, pentru că suporterii puneau presiune mult mai mare pe adversari. Totodată împingeau și pe la spate în jucătorii Rapidului, care și așa au avut o dorință de a repeta tabela. Dar cred eu că și-ar fi ca întotdeauna și-ar fi fost bun parte evoluției echipei. Desigur, e și reversul. Sportul își mai pierd răbdarea câteodată și nu ar mai fi pierd răbdare și probabil ar fi apăs scăpat. Nu știu, se întâmplă în acea parte din joc. Dar depinde de fiecare cum gestionează astfel de moment. Unii jucători pot simți un impuls pozitiv când suporterii curg la anumite vorbe sau gesturi. Alții pot, din contră, cădea în cap și... Da, se poate concentra. Exact. La Rapid, cred eu că una din condițiile pentru a juca e să fii călit și să nu te lași afectat de critici sau să nu cedezi în momentul când ai momente de joc mai puțin favorabil. Da, până la urmă, de asta vrei să joci la o echipă precum Rapid, să ai parte de suporteri și accepti și că atunci când iese prost, vin și mesajele alea mai puțin plăcute. Este o responsabilitate în plus, o responsabilitate care ar trebui să onoreze pe fiecare care îndreacă tricolorul Rapid. Asta te face să te simți cu adevărat fotbalist, nu? Exact. Zicea bine Săpunarul la un moment dat, acum vreo 2 săptămâni, că dacă nu vrei presiune, te duci și joci la Voluntari, Clinceni și alte echipe. Bun, meciul ăsta e de uitat, urmează etapa viitoare pentru că trebuie să ne gândim deja la ea. Mioveni săptămâna viitoare, un meci care se va juca la Giurgiu, acasă, încă un teren propriu pentru Rapid, după Arena Națională. Mioveni și acum Giurgiu. Se poate șterge cu buretele ce s-a întâmplat în seara asta după un succes etapa viitoare cu CS Mioveni? Sigur, este prilejul cel mai bun. O echipă pe care Rapidul o cunoaște foarte bine. Echipa cu care am jucat cele mai multe meciuri în ultimii 2-3 ani.
Așa este. Și ce e prilej mai bun pentru a merge cu buretele, cum ai spus și tu, această evoluție, acest bun ieșit, decât un meci și va ce de la Mioveni, o echipă care la fel joacă un fotbal interesant, un antrenor care foarte atent la detalii, în special pe partea tactică, dar Rapidul, așa cum a demonstrat toate confruntările în fotbal celor de la Mioveni, poate obține un rezultat. Dacă va uita repede acest meci, cum au spus și jucătorii care au fost la interviu, bineînțeles, o analiză făcută la rece, nu la caiută, acum imediat pe meci, este nevoie de o analiză, dar după acea analiză, efectiv, nu mai trebuie amintit acest meci și trebuie concentrarea axată doar pe câștigarea meciului cu Mioveni, pentru că la fel un egal sau mai rău în meciul cu Mioveni ar fi ceea ce ar trebui. Lucrurile ar merge rău. Rapid ar neapărat nevoie de o victorie cu Mioveni. Cred că cel mai important și greu lucru în săptămâna ce va urma va fi trecerea peste acest meci. Asta e misiunea principală, probabil, pentru că rămân niște rând după o astfel de partidă. Dacă era doar un 2-2 în condiții normale, era mai ușor de trecut peste. Dar condițiile au fost speciale. E poate mai dureros decât o înfrângere, zic. Poate fi. Da, este acea frustrare. Important este să nu fie suspendați, nu știu dacă fie suspendați sau accidentați. Pentru că dacă Rapid va merge în meciul complet cu Mioveni, cred eu că la fel ca astăzi vor avea prima șansă. Depinde doar, și cu siguranță, câteodată un rezultat și un meci mai puțin plăcut cum a fost acesta, poate da un impuls pozitiv jucătorilor pentru a demonstra că a fost un simplu accident și asta este și partea frumoasă a fotbalului, că poți repara greșelile în meciurile și poți face uitat acele să-mi ieși. În fiecare săptămână, la o săptămână ai șansa să dai încă o pagină și să lași în spate ce a fost, numai să-ți iasă bine săptămâna viitoare, asta e important. Exact. Bun, Andrei, îți mulțumesc frumos că ai intrat în legătură directă cu noi. Îți urez multă baftă, să-ți meargă bine acolo și, cum ziceam, cine știe, poate la anul ai parte de vreo întâlnire interesantă, chiar dacă știi cum ți-o dorești. Mulțumesc frumos. Cu siguranță prima întâlnire va fi pe noul stadion. Aștept și eu să se inaugureze. Am văzut că deja s-a intrat în ultima fază, se parcurg ultimii pași pentru obținerea acelei recepții a stadionului. Da, urmează procedura aceea de predare, după care de luarea tuturor devizelor necesare. Primăvara sună cel mai probabil, să-l vedem. Până la urmă, cum spuneai și cu accesul spectatorilor. Poate e mai bine că stadionul va fi inaugurat cu spectatori în tribune decât să fie inaugurat la un meci fără spectatori. Acest scenariu ar fi fost foarte urât. Ar fi fost cel puțin ciudat să putem să jucăm pe noul Giuleșii, dar să nu putem să avem suporteri în tribune și nu zic doar suporteri, n-ar fi tocmai plăcut nici să avem doar, nu știu, 30% din suporteri. Exact. Și 50% exact. Mi se par puțin. Giuleștiul merită inaugurat cu capacitate să plasă, cu siguranță. Și dacă n-ar fi așa, Doamne ferește, sperăm să nu fie cazul, cred eu că vor fi suporteri și pe lângă stadion. Chiar dacă n-ar avea voie să intre stadion, ei vor fi acolo și se vor face auziți. Și eu voi fi unul dintre ei, indiferent că voi fi în Malta, voi veni la primul. Da, fotbalul românesc nu știu dacă e pregătit să vadă atmosfera ce va fi pe noul Giulești. Cu siguranță nu s-a mai văzut așa ceva în Liga 1 vreodată, comparabil doar cu atmosfera de pe vechiul Giulești de la marile meciuri. Bun. Îți mulțumesc încă o dată că ai intrat în legătură cu noi. Mulțumesc. Îți urez încă o dată multă, multă baftă. Numai bine. Mulțumesc frumos. Seară frumoasă.
Salut, salut, Andrei. Vă mulțumesc și vouă, dragi rapidiști, că a stat în direct cu noi până în acest moment. Știu că e o seară grea pentru voi toți, frustrarea e mare și se simte peste tot în orice suflet de rapidiști, dar să nu uităm niciodată, noi suntem rapidiști și niciodată nu suntem triști. Trebuie să fim optimiști. O seară cât se poate de bună. La revedere! Joacă și simte magia super fotbalului. Superbet, împreună suntem...